Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la emisiunea Vis-a-vis! Vreau să mulțumesc salonului de Draperii Donatela pentru acest spațiu confortabil și luminos pentru interviurile noastre. Iar vis a -vis de mine este tânăra Alexandra Bodișteanu, o fetiță extrem de talentată, cu hobby-uri multilaterale, care le reușește pe toate. Alexandra, te salut! Bună ziua! Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat la acest interviu. Și sunt foarte nerăbdătoare. Cum te simți? Ești bine? Da, mă simt foarte bine. Tu ai 14 ani și în acești 14 ani ai tăi, oamenii te cunosc ca pe o fetiță cu mâini de, ba de bace. Tu ai început să faci uh, accesorii din Lut polimeric. Cum a venit ideea asta și când ai început prima dată? Uh, această pasiune a venit. Uh atunci când am uh, început să particip la uh, cursurile uh, de la Centrul de Creație uh, de Bijuterii Handmade, uh, unde acolo am început să lucrăm cu lutul polimeric și să efectuăm diferite bijuterii. Iar mai apoi am început să exersez și acasă și fac aceasta destul de des. Eu știu că mamica ta te susține în toate începuturile tale. De asta vreau să te rog să-mi povestești câte ceva despre familia ta. Eu consider că avem o familie destul de mare. Așa. Pe lângă părinții mei și fratele meu mai mic, avem multe animale care noi le considerăm ca fiind parte din familie. Așa. Și cu siguranță că putem spune că ele fac parte din familia noastră. Spune-mi, te rog, care este cea mai frumoasă amintire din copilăria ta? Cea mai frumoasă amintire din copilărie, cred că este atunci când l-am primit pe Charlie, cățelul meu, Așa. pe care l-am dorit de foarte, foarte mult timp, și atunci când am adoptat-o pe Eva, la fel o cățelușă. Așa. Cine a fost inițiatorul îndeplinirii viselor tale? Părinții mei, cu siguranță, eu țin minte că îmi doream foarte, foarte mult să am un cățel anume cocker spaniel, îmi doream foarte, mult, de foarte mult timp și am fost foarte surprinsă atunci când, într-adevăr, acest vis s-a îndeplinit. Eu văd că tu ai adus aici câteva lucrări din lut polimeric, dacă vrei să ne le arăți și nouă da, și să ne desigur. povestești câte ceva despre ele. Deci ele sunt efectuate din lut polimeric, sunt efectuate manual în totalitate. Procesul este destul de lung, aici sunt doar câteva dintre lucrări. Deci ele întâi de toate se modelează ca și o plastelină, Așa. iar după care se pun la cuptor, se prelucrează, se asamblează și apoi ajunge produsul finit. Cam cât timp îți ia să, să vezi acești perechi de cercei în mână? Uh, în dependență de model, unele poate sunt mai simple și respectiv durează întreg procesul undeva în jur de o oră, o oră jumate, iar unele pot să dureze mai mult chiar până la 4-5-6 ore. Mai ești pasionată și acum de, de confecționarea accesorilor? Da, sunt uh, pasionată și acum încă de efectuarea uh, acestor accesorii, însă nu mai am atât de mult timp ca înainte ca să. Le fac mai des, însă, de fiecare dată când încep să le fac, îmi aduce o plăcere foarte mare. Da, și nu te întreb în zadar, pentru că am văzut că în ultima vreme ești cumva în altă activitate. Am văzut că ai descoperit lumea croșetei și nu este vorba despre ceva simplu și banal, ci despre niște jucării, jucării tare, frumoase de croșetate. Spune-mi, te rog, cum ai descoperit această, acest hobby, această activitate? Deci, eu croșetez de mică, M-a învățat bunica și mama să croșetez. La început croșetam lențișoare, foarte simplu. Uh -huh. Chiar în clasele primare am avut și cu învățătoarea un curs în care croșetam cu clasa fulare, papucei. Iar mai apoi, văzând pe internet mama arătându-mi această idee, am devenit pasionată și mama mi-a procurat niște bobine. De, fel, de asemenea, am primit și cadou niște jucării croșetate și am văzut cât de frumoase sunt și a trebuit neapărat să încerc. Dar când ai început să faci să croșetezi anume animale? Animăluțele astea de, de pluș, atât de moi și frumoase? Am început să le croșetez numai cred că cu vreun an, un an jumate. E o pasiune recentă, aș zice. Da. Îți ia mult timp să croșetezi un animaluț din ăsta? Uh, da, durează destul de mult timp, uh, în dependență de model de asemenea, dar de exemplu iepurașul care este cel mai uh, îndrăgit, uh, durează efectuarea lui în jur de 3-4 zile. Uh -huh. uh, care este cea mai îndrăgită lucrarea ta uh, confecționată, croșetată? Uh, eu sunt uh, mulțumită și îmi plac absolut toate lucrările pe care le fac. Însă, cred că o lucrare pe care, care mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost una efectuată dintr-o oață mai pufoasă decât aceasta, uh -huh. o ață foarte pufoasă asemănătoare cu acestea, cu care este foarte greu de lucrat, fiind foarte, foarte pufoasă. Și uh, a fost făcut pe la începuturi, cred că a fost mai mult curajul acesta de început, că mi s-a părut că o să fie foarte ușor și eram și cumva, mă gândeam că cu această ață pufa să iasă un rezultat minunat și într-adevăr așa și a fost, dar procesul este foarte, foarte micălos. De deci ce ai făcut din această ață? Ce animaluți? Am făcut un iepure și chiar mi-am ales un model destul de greu, deoarece mi-am ales un iepure de vreo 50 de cm, era destul de mare și uh, rezultatul într-adevăr a fost uh, nemaipomenit. Dar poți să-mi povestești întreg procesul de la Început și până la, până la final. Cum este să croșetezi o jucărie adevărată? Deci, procesul începe atunci când, în primul rând, achiziționăm materialele, în principal ața. Apropo, sunt accesibile aceste materiale? De unde le găsești? La noi, în localitate, din păcate, nu le putem găsi. Uh -huh. Trebuie să plecăm abia. Trebuie să plecăm în Chișinău pentru a. Uh -huh. Cu, uh, procura toate aceste materiale sau să le uh, cumpărăm uh, online. Uh -huh. Deci, uh, mai departe, procesul uh, vine prin a căuta uh, anume schița și modelul pe care uh, vreau să-l efectuez. Sunt pe internet uh, diferite, uh, diferite scheme pentru a efectua aceste jucării, unele sunt gratuite, altele le cumpărăm, uh, iar după aceea urmează procesul, uh, în fine. Uh -huh. Adică, încep pașii, și acest proces este cel mai lung. Îți uh, mai amintești de prima ta jucărie confecționată? Da, desigur. Este aici cu noi. Uh, da, este această, această jucărie, este prima pe care am efectuat-o. Și uh, aceasta a fost efectuată din primele bobine pe care le-am achiziționat uh -huh. atunci. Și chiar dacă nu se compară cu cele pe care le fac acum, mie îmi place foarte mult și o păstrez și cu siguranță o voi păstra o Păstrez în, pentru tine. Da, o voi păstra neapărat. Cel mai mult îmi place faptul că se vede că este făcută la început. Are acest ochișor făcut de fapt din asturi improvizați. <laughs> și chiar dacă acum pot, de fapt, să schimb cu unii mai drăguți să spunem, prefer nu să o las așa, special ca să-mi amintesc că anume procesul așa de la început. A început drumul tău în acest hobby frumos. Da. Eu am văzut că de fapt multe jucării sunt personalizate ceea ce înseamnă că le faci la comandă. Da. Ai multe comenzi? Uh, da, sunt destul de multe comenzi, dar asta uh, variază în dependență de perioadă, uh -huh. uh, mai ales acum vara că sunt mai liberă, acum sunt mai multe comenzi și de asemenea uh, când vin uh, sărbătorile uh -huh. cam atunci. Ai numărat câte jucării ai confecționat până acum? Din păcate nu am numărat, deoarece unele jucării sunt făcute pe grabă pentru că trebuie să fie gata la o anumită dată. Și nu le-am numărat, dar sunt aproximativ în jur de 50 până acum. Bravo! Să ai multe în continuare! Mulțumesc! spune te rog, cam cât costă o jucărie? La fel în dependență de model și independență de mărime, de cât timp durează, dar aproximativ, hai să spunem la fel, iepurașii pe care confecționez acum, care sunt cei mai doriți și cei mai apreciați, 350 de lei. Bravo! Să doresc succes în continuare! Mulțumesc. De fapt, eu bănuiesc că tu îți vinzi și accesoriile, nu doar jucăriile. Da, deci, da. cumva, te-ai obișnuit să-ți faci bănuții tăi încă de mică. Ia spune -mi, te rog, pe ce îți place să-i cheltui? Deci, în primul rând, cea mai mare parte îi strâng pentru studii, dar de asemenea nu mă pot abține să nu cumpăr plante, îmi plac foarte mult plantele de camera atât cât și cele din, de exterior. Cărțile îmi place mai mult să le cumpăr, deoarece mie îmi place foarte mult să subliniez anumite părți care îmi plac mai mult și diferite decorațiuni de cameră. Ai zis de cărți, ai biblioteca ta personală, Casă? Da, avem o bibliotecă destul de mare, diferite tipuri de cărți. Acum am început să descoper mai multe tipuri de cărți și sunt pasionată de acestea. Ce literatură preferi cel mai mult? Literatură universală, dar fantastică, totuși. Uh -huh. Așa, nu te întreb întâmplător, pentru că eu te-am văzut și la alte activități că reciți foarte frumos poezii, ai o dicție fantastică și ești tare expresivă și știu că, de fapt, tu participi la Cercul Dramatic, da, în cadrul Centrului de Creație și ai și jucat niște roluri. Care sunt acestea? Da, vreau să vă mulțumesc pentru complimente și am jucat mai multe roluri, unele dintre ele sunt, de exemplu, furnica din grele și furnica apoi bine cunoscută Ch Chirița, soacra din soacra cu trei nurori, iedul mijlociu din capra cu trei iezi și mai multe alte roluri. Dar în care te-ai regăsit cel mai bine? Cel mai mult mi-a plăcut, desigur, Chirița, chiar dacă este un personaj mai grosolan și nu neapărat mă regăsesc în el, dar Cred că anume faptul acesta că ne diferențiem foarte mult m-a făcut să intru în personaj mai mult și respectiv... Ai simțit place că te-ai te depășit pe tine într-un fel? Da, da, într-adevăr. Da. Îți plac mai mult astfel de roluri? Da, nu știu de ce, dar parcă mai mult îmi place să joc anume acest tip de roluri. Dar știi că de fapt este mult mai greu să joci un rol negativ decât unul pozitiv. Da, Și asta îți place cel mai mult. Bine, spune-mi, te rog cum ai ajuns, de fapt, să faci și teatru pe lângă toate hobby-urile tale? Deci, de mică recitam poezii, încă de la grădiniță, recitam poezii împreună cu mama, iar mai apoi, la fel, frecventând diferite alte cercuri de, de la, centrul de creație, am descoperit și acesta și mi s-a părut că mi se va potrivi și, într-adevăr, nu am greșit. Da câți ani tu frecventezi cercul de creație, în total, cu, cu tot ceea ce faci? Și actorie, și handmade? Deci, cred că în jur de 4-5 ani, ceva de genul. Uh -huh. Și în 4-5 ani ai reușit să faci atât, atât de multe lucruri? <laughs> Bravo, uite, dar actoria în general pentru tine este un hobby, o experiență de moment sau chiar un plan de viitor? Deci, este un, mai mult un hobby. Chiar dacă la început m-am gândit că poate voi avea niște planuri pentru viitor. La moment mi a schimbat uh, opinia și cred că rămâne totuși la un hobby. Deci nu te vezi pe scenele mari ale teatrului? Uh, nu, cred că nu. Uh, eu știu că tu faci videoblog. Ai vorbit așa un pic despre animaluțe. Eu știu că tu ai mini ferma ta de păsări, dacă poți să-i zic așa și o grămadă de alte animale în curte. Povestește mai întâi despre videovlog, cum a apărut ideea. Deci, în noi multă, o perioadă destul de îndelungată am trăit la bunici, iar apoi când ne-am mutat la casa noastră, m-am gândit inițial că nu o să am niciodată păsări, însă mai apoi am început să urmăresc persoane care au astfel de păsări. Și pur și simplu m-au fascinat că mi-am dat seama că există mai multe rase de găini, și chiar și alte, uh, și porumbei, uh, nu au avut niciodată acasă. Și m-au fascinat foarte mult. Iar, văzând că mie îmi place foarte mult să vizualizez aceste videoclipuri cu animale, m-am gândit că de ce nu ar fi o idee bună să, să încerc să fac și eu acest lucru. Cât de des uh, faci filmulețe video? Uh, Diferit, în, ultimul, în ultima perioadă, într-adevăr, având mai puțin timp, în jur de o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni se mai întâmplă, dar în dependență de, de ce se mai întâmplă și cu animalele. De dar de unde vine în general dragostea asta pentru vietăți? Că nu e vorba doar de păsări, dar și de animale. Cine ți-a insuflat dragostea pentru ele? Deci, părinții, trăind la bunici o mare perioadă din copilăria mea, am avut întotdeauna găini, rațe, câini, pisici și întotdeauna aduceam de pe străzi câini și pisici și la un moment dat că mă gândeam că deja nu o să mai dea voie să le aduc și oricum mai găseam unul și îmi dădeau voie să-l păstrez. Și țin minte că cel puțin o dată, asta m-a marcat foarte mult, am fost o dată cu prietena mea, trebuia să ducem gunoiul și am găsit acolo un cățel abandonat printre gunoaie și l-am luat acasă și asta m-a marcat foarte mult pentru că mi-am dat seama că nu toate persoanele îndrăgesc animalele și asta m-a făcut mai mult să le, să le îndrăgesc și să le încerc să le protejez mai mult. Bine, atunci eu te întreb. Cum vezi tu problema animalelor uh, abandonate la noi pe străzile din, din Hâncești, dar și din întreaga țară? Consider că asta, într-adevăr, este doar din neglijența noastră, uh, deoarece acești căței au fost. Uh, de la început a avut de cineva care la un moment dat și-a dat seama că nu-i mai dorește și e pur și simplu i-a abandonat, urmând ca ei să se mulțească pe străzi și să avem căței peste tot care la un moment dat totuși sunt călcați de mașini sau într-un final la un final trist. Din perspectiva ta de adolescent, cum vezi tu rezolvarea acestei probleme? În primul rând consider că fiecare persoană care are un cățel și... Nu poate să găsească casă, o casă bună a acelui animal, sau oricum sunt foarte multe animale pe stradă, să îl sterilizeze ca să nu mai aibă căței sau pisici, ca apoi să intervină această problemă. Iar eu consider că aceasta este cumva cea mai eficace soluție. Eu am văzut că de fapt deja ai experiență în acest domeniu, ai fost voluntar. Povestește-ne despre ce proiect a fost vorba recent acum în orașul nostru și ce ai făcut tu? Deci uh, am participat la acest, uh, uh, cum să spun, uh, proiect de la proiect de sterilizare a da, animalelor abandonate în stradă. de pe stradă, uh -huh. anume a cățeilor, pentru că într-adevăr este o problemă foarte mare și de la început, uh, prima zi, am împărțit... Uh, flyere, ca mai multe persoane din oraș să înțeleagă ce se întâmplă acum și, eventual, să ajute. Da, uh -huh. uh, iar mai apoi... S-au e... colectat și, și bani, ați reușit să strângeți... Uh... Ceva da, ca da. Să ajute să. Pentru că, într-adevăr, este nevoie de mai multe materiale pentru a efectua acest lucru. Și mai apoi chiar am ajutat, am fost asistenta medicului Eu Te-am văzut în poze, de asta și te întreb. Da, și cum și... a fost experiența asta pentru tine? Mi-a plăcut foarte mult, eu eram foarte entuziasmată pentru că eu, la moment, îmi doresc să fiu un medic veterinar. Știi, vroiam să ajung la ideea asta. Povestește-ne! Da, și, respectiv, îmi doream foarte mult, într-adevăr, să mă implic în acest... Să vezi cum funcționează lucrurile din interior, da? Da, da. Și ce ai ajutat? Ce ai făcut Eram asistent. Deci uneori hrăneam căței care deja erau sterilizați sau castrați, le dădeam apă, le aranjam acolo cu cușul. Și chiar am a asistat acolo să ba aduceam, făceam o injecție, puneam un cateter, diferite lucruri. Și ați reușit să faceți treaba bună. Deci cam câți căței au fost sterilizați? În jur de 100, adică acesta cam a fost și planul, scopul, și initial. scopul, da. Și am fost foarte bucuroși că, într-adevăr, acest lucru a putut fi materializat. Dacă e să revenim la animaluțele tale de acasă, cine te ajută să ai grijă de ele? Deci, sarcinile sunt repartizate pe fiecare membru, adică fratele meu are grijă de iepuri și de pisici, eu am grijă de tot ce înseamnă păsări, adică de găini, de porumbei, iar mama mea are grijă de căței și uneori și de pisici. Să înțeleg că astea sunt toate animalele voastre, da? Le-ai enumerat cam pe toate. Da, da. Așa. Vreau să te oprești un pic mai mult la păsări și să ne povestești despre toate speciile pe care le ai tu acasă, prin ce ele sunt uh, reprezentative, uh, prin ce se deosebesc de niște găini obișnuite. Povestește în detalii. Deci, în primul rând, uh, avem doar găini pitice sau medii. Uh -huh. uh, Acestea m-au fascinat cel mai mult, uh, având un colorit mai deosebit și, în general, uh, forma lor și statura lor. Uh, avem uh, găinile de mătase japoneză care nu sunt considerate găini pitice, dar găini medii. Acestea m-au fascinat de la început, cum am văzut pe internet primele poze și videoclipuri cu aceste păsări. Sunt niște păsări pufoase, nu, practic nu au pene, dar au puf, uh -huh, uh -huh. ceea ce le face să fie mai unice. De asemenea, avem cochinchina pitic, este la fel o rasă pufoasă, de statură mică, uh, care uh, sunt niște păsări foarte, foarte blânde și sociabile. Și de asemenea niște găini pitice, care se mai numesc și găini grecești. Uh -huh. Cu ele practic la fel am început cu ele. Și au fost niște păsări la fel care m-au făcut să fiu pasionată de ele. Ele necesită îngrijiri speciale sau nu neapărat. Deci necesită totuși o îngrijire mai specială, mai ales acestea de mătase japoneză, deoarece au puf, nu, nu, pene. nu pene, dar în general pentru că ele au și o încălțătură foarte mare, ele sunt mai uh, sensibile deoarece dacă, de exemplu, calcă prin umiditate, se pot îmbolnăvi mult mai ușor, uh -huh. nu le place. Uh, uh, Umiditatea în general. Cu frigul sunt destul de bine pentru că sunt destul de pufoase, respectiv nu au anumite probleme în această legătură, însă vara, într-adevăr, este o problemă mai mare. Dar, în general, curățenia este foarte importantă, tratamentele preventive și, desigur, grija la ele. Le acorzi mult timp. Da, dar nu atât de mult încât să nu mai am timp de alte lucruri. Adică, necesită jumătate de oră, de exemplu, dimineața să le hrănesc. În timpul zilei le mai verific și deja, de exemplu, o dată pe săptămână să le fac curățenie. Da, pentru că. De deci ce te întreb? Pentru că ești în vacanță acum și cumva ai mai mult timp liber. Însă, atunci când ești în, în timpul anului școlar. Uh, și ai de făcut teme, mai ai activități extrașcolare, și ai o grămadă de hobby-uri, uh, mai mergi, faci și teatru. Cum tu le reușești pe toate? Cum le îmbini? Deci, uh, pare complicat când, uh -huh. în primul rând, auzi asta, dar, de fapt, nu este atât de greu, deoarece, adică, totul are timpul stabilit pentru fiecare hobby, fiecare pasiune. Dacă știu că într-o zi, de exemplu, am să particip la anumite cercuri, atunci știu că în acea zi, de exemplu, probabil că nu o să am timp să croșetez. Dar în următoarea zi, adică am timp pentru acest lucru. Așa. Uh, interesant. Ai învățat să-ți gestionezi timpul de mică, da? Îți faci planuri, îți scrii pe foițe sau nu neapărat? Ai o agendă în care îți notezi toate lucrurile? Deci am încercat acest uh, lucru uh, să-mi planific timpul uh, pe hârtie, însă nu funcționează neapărat în. Uh, Încă totdeauna, tău, da? Da, mai, mai ales că având animale, întotdeauna intervine ceva. Dar, uh, oricum, aproximativ știu uh, în minte uh, aproximativ ce trebuie să fac în fiecare zi. Așa. Bine, cu animaluțele am înțeles, cu hobby-urile am înțeles, atunci când particip la diferite concursuri. Fie că reciți poezii sau fie că ești în rol de actriță, cum tu depășești frica de public? Deci, și cum îți depășești emoțiile, stările astea de, de tremurici când știi că trebuie să evoluezi în public? Deci, ele oricum sunt, Așa. Uh, absolut întotdeauna, însă, pur și simplu, încerc să continui mai departe, chiar dacă uneori tremur de nu mai pot. Uh, asta nu se vede de obicei. Și uh, îmi place când, de exemplu, evoluez, mă uit uh, absolut la toate persoanele din public, uh, mă uit la privirile lor și asta cumva mă încurajează să continui mai departe. Uh -huh. Îți accepti emoțiile ca pe ceva absolut normal? Da, da, pentru că nu poți scăpa de ele. Așa. Alexandra, vreau să te întreb, cine este pentru tine persoana care te inspiră? Cine este acea persoană care te susține și te încurajează în tot ceea ce faci tu? Deci, eu inspirația mi-o iau absolut de peste tot, din natură și de la absolut orice persoană pe care o întâlnesc. Însă, persoana care mă susține cel mai mult, cu siguranță, este mama. De asemenea, cu fratele meu, familia mea, toți mă susțin. Apropo, vreau să te întreb și despre fratele tău un pic mai mult, să te oprești aici. Cum vă împăcați? Pentru că diferența de vârstă dintre voi nu este mare. Tu da. ai 14 și el? Are 12. 12, Doi ani, da, e puțin. Cum vă împăcați? Cum vă înțelegeți? Uh, independență. <laughs> uh, dar uneori ne mai ciondănim, dar consider că este ceva normal, uh, mai ales la vârsta asta, mai ales pentru că este diferența mică de uh -huh. vârstă și cred că asta face ca să întotdeauna să ne întrecem și să concurăm practic împreună. Aveți interese comune? Faceți ceva împreună? Da și nu, adică sportul, de exemplu, practicăm împreună. Ce sport? Lui place fotbalul, mie îmi place, de exemplu, mai mult atletismul, dar oricum, adică îl facem împreună și cumva avem o discuție comună oricum. Uh -huh. uh, mai impun și eu să mai facă unele lucruri, de Ca exemplu... Ca o soră mai mare, da? Da, da, da. Să citească sau să facă alte lucruri și... Da, ai spus despre fotbal și eu uh, mi-am amintit că de fapt uh, voi toată familia sunteți niște fani răiți și sunteți mereu uh, pe tribunele de la, de la noi, de la terenul de fotbal, da? Când joacă Petrocu. Mergeți de fiecare dată? Uh, da, aproximativ, da, și meciurile le privim uh, pe toate. Chiar și ieri, în general, uh, ieri am dorit să ne ducem să ne plimbăm cu bicicletele și cumva am ajuns la meciul de fotbal. Așa, inopinat, da. da. Sunteți susținătorii Petrocubului, bănuiesc. Ai naștere. Da, da desigur. Da, mă bucur. Vreau să te întreb acum, după ce mi-ai povestit atât de multe lucruri despre tine, atât de multilaterală ești, ce alte hobby-uri vrei să mai descoperi pe parcurs? Unde îți deci. mai stă gândul, așa, pentru viitor? Deocamdată nu uh, doresc să găsesc alte hobby-uri, deoarece deocamdată simt că le-am încercat pe toate, și sportul, și uh, cu plantele, și cu animalele, și cu cititul. Uh, deocamdată doresc să evoluez în acestea și să-mi dau seama care este mai important pentru mine ca să-mi pot planifica timpul uh, mai bine. Încă nu ai înțeles ce vrei să faci până la final. Uh, da, oricum vreau să mă uh, accesez mai, mai mult descoperi? pe animale. da. Așa, pe animale. Bine, atunci ne oprim aici. Spune-mi, ai zis că uh, cumva ți-ai dorit să fii medic veterinar. Da. Ia te rog să-mi povestești. Cum, cum te vezi tu? Deci, văzând încă de mică această problemă a abandonului animalelor și, în general, cum unele persoane tratează animalele sau, uneori, având niște animale care, mai ales sunt la început, când începeam să cresc găini, poate nu știam la toate tratamentele și la unele, când mergeam la medicii veterinari, poate nu puteam să-l depistez din timp și pierdeam animale și am suferit foarte mult și mi-am dat seama că este nevoie de mai mulți medici veterinari care să se axeze pe mai multe tipuri de animale ca să putem să le oferim acestor necuvântătoare o viață mai bună, pentru că nu consider că ele sunt cu ceva mai prejos decât oamenii. Dar te-ai gândit eventual la o carieră în acest domeniu? Te-ai interesat deja unde poți să mergi, să înveți mai departe, ce să faci? Conștientizezi? Acest uh, da, lucru? da. Că um, nu este un drum ușor, este totuși medicină chiar dacă este veterinară. Da, într-adevăr, chiar și eu când eram mai mic, mi se părea că medicina veterinară, chiar dacă, pentru că nu este o medicină umană, este mai ușoară. De fapt, am aflat că nu este chiar atât de ușor. Am găsit deja și o universitate care mi-ar plăcea anume Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Uh, și medicina veterinară, de fapt, durează, adică universitatea, uh, pentru a învăța, uh, durează șase ani ca să termini uh, universitatea, deci nu este o perioadă foarte, foarte scurtă. Ai spus București, deci să înțeleg cumva, îți vezi viitorul uh, nu în Republica Moldova. Sau te, gând te gândești doar la studii deocamdată să le faci în România? Da, deci deocamdată mă gândesc doar la studii. Planul ar fi ca să mă întorc înapoi pentru a ajuta anume animalele de aici, deoarece, pă, peste hotare sunt. Medicina veterinară este mai evoluată, dar animalele de aici, practic, suferă, deoarece nu este atât de dezvoltată și trebuie să, să sufere. Da. Alexandra, tu ai 14 ani, am menționat acest lucru. Eu vreau să te provoc să-ți o imaginezi pe Alexandra. La 24 de ani. Adică, cine va fi și cum va fi Alexandra peste 10 ani? Deci, peste 10 ani, cred că încă voi fi la universitate, dar oricum ar fi cam spre sfârșit, mă gândesc, și adică deja mă gândesc că deja mi-aș fi făcut planurile pentru viitor, adică unde aș putea să muncesc după aceea sau chiar să-mi deschid propria clinică veterinară. Foarte frumos! Eu îți doresc mult succes! Și, Alexandra, la final, chiar dacă ești o tânără domniță cu un viitor încă atât de lung și mare înainte, ai văzut și ai învățat multe lucruri și eu vreau să te întreb care este lecția ta de viață? Um cred că este cea că atunci când îți dorești cu adevărat un lucru, să se îndeplinească, să se îndeplinească un vis, o dorință, dacă muncești din greu și dacă cu adevărat îți dorești acest lucru, atunci cu siguranță se va îndeplini și de asemenea să fii mai buni, deoarece cum faci, așa găsești. Îți mulțumesc frumos pentru acest interviu de suflet, îți doresc succes și o cale luminoasă mai departe în viitorul tău frumos. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru atenție, dragi urmăritori. Ne revedem săptămâna viitoare la Hâncești 24, emisiunea Vis-a-Vis -vis cu un nou invitat.